Mii de români au descoperit cum să fenteze în mod perfect legal actul normativ privind timbrul de mediu. În noua legislație, guvernul a introdus și autoturismele care provin din partaj sau din moșteniri printre cazurile de scutire de la plata timbrului de mediu, așa că în Mehedinți deja au fost înmatriculate în felul acesta sute de mașini, iar numărul lor crește de la o zi la alta. După intrarea în vigoare a dispozițiilor ordonanței de urgență a guvernului numărul 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, la serviciul nostru s-au primit solicitări în legătură cu înmatricularea unor autovehicule uzate importate fără plata timbrului de mediu, în baza prevederilor legale care stabilesc că nu se datorează această taxă în cazul vehiculelor dobândite prin partaj. Până în prezent, la serviciul nostru s-a dat curs în matriculări pentru un număr de 102 autovehicule. Bărbatul din imagini a cerut partajul autoturismului cumpărat la mâna a doua. Valoarea timbrului de mediu ar fi depășit cu mult prețul mașinii pe care intenționa să o înmatriculeze. Ați procedat în acest fel? Da, am procedat. Cât ar fi trebuit să plătiți taxa dacă ar fi trebuit să plătiți timbrul? Nu știu chiar sigur, dar pentru asta am plătit puțin ce am făcut acum. Aproximativ câți bani ați plătit și care este mersul... În jur de vreo 4-5 milioane. A trebuit prima dată să mergeți la RAD, iar mai apoi? Da, toate. Ce ați făcut? Rarul, tot, partaj, tot. Alții, în schimb, nu au fost la fel de norocoși. Au aflat mult prea târziu de această modalitate de evitare a timbrului de mediu, așa că au plătit sume consistente pentru a-și înmatricula autoturismele. Această metodă nouă prin partaj la un notar? Nu am auzit de asta, n-am văzut niciunde publicat. Avem televiziuni care fac scandaluri, dar... Ce trebuie să facă, nu fac. Este o metodă prin care se fentează statul. Păi suntem fentați de după Revoluție cu ace, mereu. Cât a fost taxa dumneavoastră? 24 de milioane. Pentru ce mașină? Cu o Skoda Octavia. Nu vi se pare mare taxa? Este cam mare. Și problema cu partajul este o problemă bună. Dacă nu se plătesc taxele, mă gândesc că este o problemă foarte bună. Mulți posesori de autoturisme la mâna a doua merg la notar unde cer partajarea bunului dovedit în comun cu altcineva. După ce se îndeplinește această procedură, trebuie să se prezinte la Direcția de Taxe și Impozite pentru a declara mijlocul de transport. În ultimele 3 săptămâni s-au prezentat la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite contribuabili pentru a înregistra diferite tipuri de mijloace de transport. Până în momentul de față, avem cam 500 de contribuabili. Ultimul drum pe care îl face contribuabilul va fi la Direcția de Înmatriculări. De pe urma legii partajului au de câștigat vânzătorii, cumpărătorii, dar și statul român, care încasează sume consistente provenite din taxele și impozitele plătite pentru aceste autoturisme.